site-ul companiei Faberlic.com putem avea un cashback de 26%, iar acest cashback poate fi folosit pentru achitarea următoarelor comenzi. Așa va apărea pe site-ul companiei la un produs de 35,99 de euro, va apărea cu verde pe site. Interfața site-ului se va schimba începând cu campania 13. Prețul patronului de 35,99 în partea dreaptă va apărea. Cashback-ul dumneavoastră este 9,33. Totul va fi mult mai vizibil, adică fiecare persoană va vedea ce va câștiga cashback-ul lui care îl poate folosi la o următoare comandă. În cabinetul personal, pentru consultant nou, apare foarte clar, cabinet personal, cashback de 15%, cashback-ul dumneavoastră este. Iar în partea dreaptă, va fi foarte bine explicat ce trebuie să facă consultantul pentru a ajunge la un cashback mai mare, adică de 26%. În cazul consultanților de cashback 15%, cum poate ajunge la 20% și cum poate ajunge la 26%, este explicat foarte clar în fereastra din partea dreaptă. În cabinetul personal, pentru consultanții cu un cashback de 26%, cabinetul personal va arăta la fel. Avantajele acestui nou program. Avem un singur preț. Adică, prețul care va fi afișat în catalog va fi și prețul de facturare. Dacă avem un produs cu un preț de 10 lei, preț de catalog, preț de factură va fi tot 10 lei. Din punct de vedere legislativ, vom sta foarte bine. Nu vom întâlni în piață persoane care vând produsele la preț de factură. Este un lucru foarte, foarte important. Puteți lua cunoștință imediat cu venitul dumneavoastră. Adică, plasați o comandă de 150 de lei și sistemul vă arată cu o bulină verde. Cashback-ul dumneavoastră din comanda plasată este următor. Iar acel cashback îl puteți folosi începând cu următoarea comandă. Nu trebuie să așteptăm să se închidă campania. Asta dumneavoastră care îl puteți folosi este următor. Adică totul este mult mai vizibil. Cu cât mai mare valoarea comenzii, cu atât cashback-ul va fi mai mare. Avem cel mai mare cashback de pe piață, în momentul de față, de 26%. Putem crește numărul de clienți fideli prin acest program. Este un program modern de loialitate și avem o susținere maximă din partea companiei. Pentru noi lideri, dacă în acest moment aveam o comandă de 159,79 și aveam 21,31 de puncte, în noul sistem, care va începe în campania 13, numărul de puncte este identic, tot de 21,31. Nu se schimbă nimic din punctul nostru de vedere al liderilor. Pentru comanda plasată. Începând din campania 13, vom avea un singur preț, doar prețul unic de catalog, care va fi și prețul de facturare. Regulile de utilizare a cashback-ului. Din contul cashback veți putea achita comanda 65% din aceasta. De exemplu, aveți un cashback de 200 de lei, plasați o comandă de 100 de lei, din cashback-ul de 200 de lei veți lua doar 65 de lei, îi folosiți pentru comanda de 100 de lei și vă rămâne de plată 35. În cazul în care un consultant își dorește să folosească tot cashback-ul, de exemplu, de 200 de lei, putem să-l sfătuim cu ușurință să crească valoarea comenzii pentru a-și folosi tot cashback-ul disponibil în contul său. De exemplu, dacă, cum v-am spus, avea o comandă de 200, îl putem ridica la o comandă de 400 sau 350 pentru a-și folosi tot cashback-ul, adică cei 200 de lei care i-avea disponibil. Cadoul se va primi la prima comandă, pentru consultanții noi. Încă o veste foarte bună pentru România. Dispare taxa de 2,5
de 5% taxa de ambalare. Mulțumim mult încă o dată pentru că compania ne-a înțeles doleanțele noastre și ne-a înțeles piața din România, în primul rând. Și va dispărea această taxă de 2,5 începând campania 13. Livrarea gratuită va rămâne pentru punctele de eliberare și va rămâne înlocuirea taxei de transport cu un produs. Așteptăm închiderea campaniei pentru a folosi acești cashback. Se plasează comanda, se achită, apare cashback-ul în cont și chiar se poate folosi. Ai plasat comanda, se vede cashback-ul, îl poți folosi imediat la următoare comandă. Nu suntem îngrădiți de campanie la asta. Cashback-ul poate fi folosit pentru o comandă minimă de 80 de lei. În cazul consultanților consultanților vechi care au mai plasat minim o comandă anterior campaniei 13, vor avea un cashback de 20%. Prin plasarea unei comenzi de 180 de lei, se scad cei 24 de lei din partea companiei, rămâne o factură de 156 de lei. Cashback-ul va fi de 36 de lei, care poate folosi la următoarea sa comandă. În cazul unui consultant nou, avem un consultant nou care plasează o primă comandă în campania 13, adică 120 de lei, achită tot 120 de lei, nu 180 de lei, așa, în schimb își va primi cadoul din prima comandă. În fondul său se realocă cei 18 lei, da, conform primei comenzi, și îl poate folosi imediat. Dacă v-ați înregistrat până pe data de 2.09 și nu ați plasat nicio comandă în catalogul 13, adică avem consultanți înregistrați deja pe site și nu au plasat încă nicio comandă în catalogul 12, și plasează prima comandă în catalogul 13, aceștia vor intra direct în noul program cu un cashback de 15%. În momentul plasării unei comenzi, consultantul să vadă clar. Primește 26% atâta cashback din plasarea comenzii, încă o hulină atâta cashback din VIP și încă o hulină atâta cashback din pușculiță. Adunate acele sume, se vede vizibil că consultantul poate ajunge la un discount de aproximativ 50%. Poate. Eu am făcut calculele separat și poate ajunge la la pușculiță, nu e valoare. Asta este propunerea mea, să se ia, să se transforme pușculița, nu în produse, ci să fie cashback sub formă de bani. Sperăm că propunerea să fie validă și sperăm să fie și aprobat. V-a fost foarte bine explicat ce trebuie să facă consultantul pentru a ajunge la un cashback mai mare, adică de 26%. În cazul consultanților de cashback 15%, cum poate ajunge la 20% și cum poate ajunge la 26%, este explicat foarte clar în fereastra din partea dreaptă. În cabinetul personal, pentru consultanții cu un cashback de 26%, cabinetul personal va arăta la fel. Avantajele acestui nou program. Avem un singur preț. Adică prețul care va fi afișat în catalog va fi și prețul de facturare. Dacă avem un produs cu un preț de 10 lei, preț de catalog, preț de factură va fi tot 10 lei. Din punct de vedere legislativ, vom sta foarte bine, nu vom întâlni în piață persoane care vând produsele la preț de factură. Este un lucru foarte, foarte important. Puteți lua cunoștință imediat cu venitul dumneavoastră.
Adică, plasați o comandă de 150 de lei și sistemul vă arată cu o bulină verde, cashback-ul dumneavoastră din comanda plasată este următor. Iar acel cashback îl puteți folosi începând cu următoarea comandă. Nu trebuie să așteptăm să se închidă campania. Asta dumneavoastră care îl puteți folosi este următor. Adică totul este mult mai vizibil. Cu cât mai mare valoarea comenzii, cu atât cashback-ul va fi mai mare. Avem cel mai mare cashback de pe piață, în momentul de față, de 26%. Putem crește numărul de clienți fideli prin acest program. Este un program modern de loialitate și avem o susținere maximă din partea companiei. Pentru noi lideri, dacă în acest moment aveam o comandă de 159,79 și aveam 21,31 de puncte, în noul sistem, care va începe în campania 13, numărul de puncte este identic, tot de 21,31. Nu se schimbă nimic din punctul nostru de vedere al liderilor, pentru comanda plasată.